BC Mureș ar fi putut câștiga prima partidă împotriva sibienilor, disputată marți cu un avantaj de 11 puncte, însă cu o secundă înainte de fluierul final, adversarii au înscris un coș, reducând avantajul la 9 puncte. Racuraiti s-a declarat nemulțumit de atitudinea jucătorilor care sărbătoreau victoria echipei chiar înainte ca aceasta să se fi terminat, însă a apreciat ambiția jucătorilor români care au avut un aport semnificativ la acest meci. Au fost și câteva momente bune. Sunt foarte mulțumit de Poia Glazlo și Iuri Fraseniuc. Au fost cei mai buni jucători ai acestei partide. The best in that game. Antrenorul adversarilor, Dan Fleșeriu, a declarat înainte de prima partidă că regula cu obligativitatea folosirii a doi jucători autohtoni la meciurile din cupă dezavantajează formația sa, care stă mai prost la acest capitol decât BC Mureș. Audrius Prakuraitis însă nu este de acord. Same numbers. No difference. Au tot atâția români ca și noi. Nu este nicio diferență și au jucat bine. Calot a înscris 20 de puncte și celălalt jucător tânăr s-a descurcat bine, în special în defensivă. Very good. On defense. La capitolul jucători străini, la această partidă s-a remarcat Goran Gajovic, care a înscris 19 puncte, a recuperat 8 minci și a încheiat partida cu un indice de eficiență de 23. They are good team, they're a bit motivated. Sunt o echipă bună, sunt foarte motivați și sigur nu ne vor lăsa să câștigăm meciul. Deci trebuie să fim mai motivați decât ei, să jucăm mai bine și atât. În meciul retur, care se va disputa sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 18, Prakuraitis nu se va putea baza în continuare pe Lazar Laszlo, care are nevoie de 2-3 săptămâni de repaus pentru a reveni, în urma unei rupturi parțiale de ligament.